Astăzi vorbim despre NFT-uri și cum poți tu să faci bani din achiziția de NFT-uri, dar mai ales ce înseamnă ele și dacă au vreo relevanță în lumea reală sau nu. Te salut cu drag, azi discutăm despre NFT-uri, mai exact ce înseamnă ele și care este diferența între NFT-uri și tokeni. În primul rând, cea mai mare diferență este că tokenii se pot aduna, iar NFT-urile, non-fungible tokens, sunt unice și nu se pot aduna. Într-adevăr, sunt câteva proiecte care au explodat ca și valoare, proiecte care au fost cumpărate cu foarte puțin bani și valorează sute de mii de dolari. De asemenea, sunt NFT-uri care au fost vândute la prețuri exorbitante, de genul sutelor de milioane de dolari, iar foarte multe persoane văd lucrul acesta ca pe o joacă, ca pe o păcăleală, fără nicio relevanță în lumea reală. Dar ce contează când plătești cu USDT sau USDC sau altă monedă cripto stabilă? Pentru că tu această monedă poți să o schimbi și în lumea reală să-ți cumperi ceea ce-ți dorești, de la mașini, supercaruri, la diverse apartamente și clădiri care deja se vând pe monede cripto. Așadar, nu are nicio importanță dacă tu crezi că NFT-urile sunt ceva serios sau nu. Toată importanța o are proiectul pe baza căreia ele sunt create și proiectul la care aparții. De aceea, dacă chiar vrei să găsești NFT-uri valoroase, verifică foarte bine proiectul, verifică ce are în spate, verifică cine îl promovează, verifică dacă este doar unul din multitudinea de proiecte cu diverse poze, diverse animale plictisite sau obosite sau cum vor mai fi ele, replici la Bored Apps. Dar dacă este doar acest lucru, s-ar putea ca acel proiect să nu fie deloc valoros. Caută proiecte valoroase, proiecte care au utilitate, proiecte care au o logică în lumea reală. Iar găsind aceste proiecte, poți de la investiție de 1000 de dolari să ajungi la 10.000 de dolari sau mai mult. Dar bineînțeles, este vorba și de noroc ca în toate cele, însă dacă stai acasă și te uiți doar la alții cum au noroc și te întrebi oare de ce tu nu ai, este pentru că tu nici măcar nu ți-ai cumpărat un simplu bilet la loto. Așadar, cum poți să câștigi dacă tu nu participi? Însă nu pentru acest lucru am făcut vlogul de astăzi și îl facem târziu, pentru că târziu am reușit ca să luăm toate detaliile, însă avem o frumoasă competiție și poți să câștigi premii în valoare de sute de dolari chiar mâine, deoarece proiectul Solera X dă drumul la ceea ce a promis. Mai exact, NFT-uri pentru terenurile sau apartamentele din metaversul Solera X. Așadar, dacă ești unul dintre investitorii în acest proiect și dacă ai achiziționat unul din terenurile sau apartamentele din metaversul Solera X, poți să devii deținătorul NFT-ului corespondent la acel teren în mod gratuit pentru primii 100 care scriu la numărul de telefon care apare pe ecran și spun că vor mai multe informații. Pentru voi vă vom transmite astăzi sau mâine toate informațiile necesare pentru a avea NFT-ul vostru în portofelul vostru, să-l vedeți exact acolo la categoria NFT-uri, dacă folosiți MetaMask. Bineînțeles, în partea stângă sunt tokens și în partea dreaptă sunt NFT-uri. Vă explicăm exact cum să faceți să-l vedeți în portofel, iar mai departe puteți să îl vindeți altcuiva, pentru că se poate transmite ca și orice alt token. Așadar, ceea ce promitem prin acest proiect, nu ne chinuim să îndeplinim, ci îndeplinim indiferent de cât de mult le chinuim. Până în acest moment, toate promisiunile făcute prin proiectul Solera X au devenit realitate, chiar și ideea de NFT-uri. La început a fost pur și simplu greu de înțeles cum să facem ca să existe în realitate, dar munca echipei noastre a dat rezultate, cei care lucrează pe partea de dezvoltare și oamenii geniali cu care colaborăm și care au conceput atât metaversul cât și smart contracturile. Sunt cei cărora le mulțumesc că sunt alături de noi și fac proiectul acesta nemaipomenit pe zi ce trece. Prinde contur, prinde utilitate, e tot mai frumos și sunt entuziasmat că mi-am văzut propriul NFT la mine în portofel. Așadar, dacă vrei să vezi NFT-ul tău în portofelul din MetaMask, tot ce trebuie să faci este să transmiți un mesaj la numărul de pe ecran, iar mai departe îți vom da toate detaliile. Mâine vom face un filmuleț special în care explicăm partea de NFT-uri pentru proiectul nostru. Filmulețul va fi pus pe canalul de YouTube al proiectului, special destinat pentru videouri de acest gen, iar mai departe poți să afli cum poți să faci bani din vânzarea NFT-ului tău fără a te folosi de acest proiect și fără a avea noi vreo putere asupra acestui NFT, care de fapt este o proprietate.
este proprietatea ta într-un tărâm virtual. Și nu ne vom opri aici, pentru că în vara aceasta avem încă două utilități nemaipomenite pentru acest proiect și îmi vine să spun, dar nu spun, pentru că dacă aș spune, aș scădea din intensitate atunci când anunțăm, dar o să apară în white paper-ul updatat pentru 15 iunie, când vor apărea noutățile. În cazul în care nu deții un NFT și în cazul în care nu deții măcar un teren în metaversul nostru, vreau să spun că din 969 de proprietăți, mai sunt undeva la sub 100 de terenuri disponibile, de aceea acestea cred că se vor duce foarte repede în luna iunie, iar după aceea nu vor mai fi altele care vor apărea. Proiectul nostru se închide, de fapt s-a închis cu 969 de proprietăți și nu vor mai fi făcute altele, ceea ce înseamnă că după ce vor fi vândute, cine vrea să cumpere va putea doar dintre cei care deja au, dintre deținători, dintre cei care au investit sume mici, sume medii, iar mai departe va crește prețul pentru că cererea este foarte limitată. Un teren în metavers total de 969 de loturi este foarte puțin. Dacă e să comparăm cu alte proiecte care au început la fel, micuțe, și au avut nevoie de luni, ani, ca să devină mari. Așadar, succes și scrie-ne dacă vrei să ai parte gratuit pentru primii 100 care ne trimit mesaj de crearea NFT-ului pentru terenul tău din metaversul Solera X.